Și anul acesta se continuă distribuirea în țările Uniunii Europene a ajutoarelor alimentare în cadrul programului operațional de ajutorare a persoanelor defavorizate, a cărui derulare este supravegheată de prefecturi ca reprezentanței guvernului în teritoriu. Pentru derularea în bune condiții a programului, la nivelul prefecturii s-a constituit un grup de lucru format din reprezentanței prefecturii, Agenției Județene de Plăți și Inspecție Socială, a Agenției Județene de Șomaj, al Casei de Pensii, a Direcției Județene Sanitar-Veterinare și de Siguranță Alimentelor, a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului și a Consiliului Județean Neamț. Instituția Prefectului, în calitate de partener al Ministerului Fondurilor Europene, a început activitatea de monitorizare și control a distribuției în județ a pachetelor de alimente în cadrul programului operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate. Activitatea este realizată de un grup de lucru constituit prin ordin al prefectului, care cuprinde reprezentanții instituției prefectului, Agenției Județene de Plăți și Inspecție Socială, Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă, Casei Județene de Pensii, Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului și din Consiliul Județean Neamț. Distribuția alimentelor se va face și anul acesta prin intermediul primăriilor în perioada 8-22 iunie, până la această dată fiind deja transportată 25% din cantitatea de alimente necesară județului Neamț. Pentru județul nostru, distribuția pachetelor se realizează prin intermediul firmei SC Libro Event SRL. Livrările se fac de către furnizori la primării în 4 tranșe, de maximum 15 zile calendaristice fiecare. Conform graficului, prima tranșă de livrare are loc în perioada 8-22 iunie 2016 și cuprinde 23 de unități administrativ-teritoriale, reprezentând un procent de 25% din totalul cantității contractante pentru județul Neamț. Până în prezent au fost livrate pachete în 9 unități administrativ-teritoriale. Pachetul conține 1 kg de făină, 2 kg de mălai, 400 de grame paste făinoase, 2 litri de ulei, 1 kg de zahăr, 300 g carne de vită în conservă, 200 g pate ficat de porc, 400 g pastă de tomate, 1 kg de orez și 500 de g fasole boabe. Guvernul a stabilit care sunt categoriile de persoane defavorizate ce vor beneficia de ajutoarele alimentare de la Uniunea Europeană și responsabilitățile grupului de lucru constituit la nivelul prefecturii. 867 de beneficiari, reprezentând pensionari cu venituri mai mici de 450 de lei pe lună, șomeri cu indemnizație mai mică de 450 de lei pe lună, beneficiarii de venit minim garantat și cei de alocație pentru susținerea familiei, persoane cu handicap grav și accentuat, fiecare dintre aceștia urmând să primească câte două cutii. Grupul de lucru pentru derularea programului în județ va realiza contracte controale la livrare și la recepție privind condițiile de depozitare și documentele de gestiune, precum și controale la distribuție privind eligibilitatea distribuției. Ministerul Fondurilor Europene, în calitate de coordonator al acțiunii de distribuire a ajutoarelor alimentare europene, a încheiat acorduri cu prefecturile și primăriile prin care se stabilesc atribuțiile și competențele fiecărei instituții în derularea programului de distribuire al ajutoarelor alimentare. Prefectura atrage atenția primăriilor privind necesitatea derulării cu mare corectitudine a programului de distribuție a alimentelor venite de la Uniunea Europeană, ținând cont că programul operațional de ajutorare a persoanelor defavorizate este inclus în dosarele de plată ale Uniunii Europene, alături de subvențiile din agricultură și programele de accesare a fondurilor europene. La Roman a fost adusă prima tranșă de alimente, care a și fost pusă la adăpost în depozitul alimentar din curtea Poliției Comunitare.